Lovitura de teatru, doamnelor și domnilor, bună ziua! În plenul Senatului, Teodor Meleșcanu, cel care este în discuția avansată cu PSD pentru preluarea șefiei Senatului, s-a așezat în bancă, în locurile unde stau de obicei socialdemocrații. Este pentru prima dată când face acest gest și refuză să stea alături de colegii săi din ALDE, fiind de altfel membru al partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Ne spune mai multe colegul meu, Vasile Marcu, în momentele care urmează. Vasile, te rog. Și când a intrat în plenul Senatului, de obicei intra odată cu ai săi colegi din ALDE, de această dată a intrat singur după ce a început ședința și nici măcar nu a trecut pe la băncile celor din ALDE să-i salute, iar până acum nu exista dată când se intre în plenul Senatului Teodor Meleșcanu și să nu meargă la Călin Popescu-Tăriceanu și să se așeze lângă el în bancă, să-l salute și să discute. De această dată, repet, a intrat după începerea ședinței, s-a dus direct în băncile PSD și nu s-a dus pe la colegii săi nici măcar ca să îi salute. Ceva mai târziu au venit unii dintre cei din ALDE, dintre senatorii ALDE, la banca sa și au început să discute. În același timp însă au apărut și câțiva senatori de la PSD, tocmai pentru a încerca să-l susțină, să spunem așa, pe Teodor Meleșcanu. Deocamdată știm că încă este în ALDE, iar ieri Călin Popescu-Tăriceanu, după ședința pe care au avut-o, ședința conducerii partidului, spunea că au introdus un articol nou în statutul partidului care prevede ca un membru al ALDE care primește funcții din partea unui alt partid fără să discute cu cei din conducere va fi automat exclus din partid în cazul în care se întâmplă acest lucru. Așa că în momentul de față Teodor Meleșcanu riscă exact excluderea din partid dacă merge în continuare pe propunerea venită din partea de la PSD de a fi președinte al Senatului, propunere, repet, venită din partea senatorilor socialdemocrați.